Astăzi, la episodul 69, vom discuta despre Ghegăniubăr. Ce înseamnă Ghegăniubăr? Aparent, înseamnă vis-a-vis. Dar să știți că aveți dreptate, dar el ascunde și un mare secret. Cum se folosește acest Ghegăniubăr? Dacă te-am făcut curios și vrei să afli în două minute cum poți să-l folosești corect, stai cu mine până la capăt și fii atent la explicație. În caz că nu te-ai abonat, foa acum, apasă un like, apasă un subscribe ca să nu pierzi niciun episod. Așa că fii pe fază. Deci, ghigănibă ăsta vis-a-vis -vis ăsta. Ține minte că e o prepoziție care cere dativ adică vis-a-vis -vis de bancă o să fie Gegenüber der Bank. Vis-a-vis -vis de cafenea, o să fie Gegenüber dem cafe. Cum vezi tot timpul Gegenüber cere dativ dar primul secret al lui Gegenüber este legat de poziția lui. Normal, o prepoziție stă în fața unui substantiv, adică Das Kaffee liegt gegenüber der Bank. Cafeneaua se află vis-a-vis -vis de bancă. Dar, în limba germană, îi corect și dacă spui Das Kaffee liegt der Bank gegenüber. Îi la fel de mult folosit și este la fel de corect. Așa că ține minte că pe gegenüber, dacă îl pui în fața sau în spatele substantivului, îi la fel de corect, important este să-l folosești cu dativ. Și ca și loc, îl tradus vis-a-vis sau în engleză across. Apoi mai avem și gegenüberul care poate fi tradus cu față de în comparație cu dein verhalten. Gegenüber den kunden var un profesionel. Comportamentul tău față de clienți a fost neprofesional. Gegenüber den cundă, Gegenüber den Kollegen. Cum vezi, cere dativ. Tot timpul. Și în cazul ăsta înseamnă față de. Sau, ca și adverb, das Haus liegt gegenüber. Adică, peste drum. Adică față în față. Cum vezi, Gegenüber înseamnă ca și adverb față în față, vis, vis și este un loc. Nu este o prepoziție. Adică nu are nevoie de dativ. Ci pur și simplu este un adverb. Cam atât a de spus despre Gegenüber. Sper că v-a plăcut acest episod, sper că v-ați abonat și ne revedem curând. Cius.